Este o mare onoare să inaugurăm astăzi, pentru prima dată în Moldova, o expoziție dedicată femeilor rome care au trăit ororile Holocaustului. Mii de femei, copii, bărbați au fost deportați, înfometați, omorâți doar pentru că erau romi între anii 1942-1944 pe teritoriul dintre Nistru și Buh. Este obligația noastră morală să nu uităm pentru a nu ne permite repetarea istoriei. Astăzi, de Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva romilor, vă rog să ținem un minut de reculegere în memoria a jumătate de milion de romi uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Data de 2 august este desemnată ziua memoriei a Holocaustului romilor, numit și Holocaustul uitat. Expoziția de astăzi aduce un omagiu femeilor rome și ne reamintește despre pericolele războiului și necesitatea de combate a tuturor formelor de discriminare, manifestare de ură etnică sau rasială în raport cu persoanele refugiate, locuitorii și locuitoarele țării. Republica Moldova a recunoscut oficial 2 august drept zi de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva romilor în 2016. Permiteți-mi să vă invit cu un cuvânt de salut pe doamna Ana Varzari, secretara de stat, Ministerul Culturii. Onorată asistență, dragi prieteni, evenimentul de astăzi este cu o semnificație tragică. În noaptea de 2 august 1944, în lagărul de concentrare de la Auschwitz, cei 2897 de membri de etnie romă, femei, copii, bărbați, au fost extremați în camerele gazale. Supraviețuitori nu au fost. În memoria acestor jertfe, prin rezoluția Parlamentului European din 15 aprilie 2015, această zi de 2 august a fost ratificată ca o zi, ca fiind Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva romilor. Evenimentele de comemorare ne fac să ne amintim de suferința suferința care au trecut acești oameni, de suferința care, de fapt, a îndurat-o aceste persoane, de efectul devastator a urii rasiale și de pericolul unei gândiri extremiste. Este de datoria noastră morală ca aceste atrocități să nu se mai repete vreodată, ca oamenii să trăiască într-o lume cu pace între popoare și cu respect între etnii. Expoziția pe care o inaugurăm astăzi ne amintește sau ne pune să reflectăm asupra cei mai importante lecții a Holocaustului. Cea că terorismul încătușează oameni, iar curajul și lupta pentru dreptate și pentru valorile umane eliberează suflete. Să ne amintim. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Varzari! Expoziția Tragedia invizibilă, Holocaustul femeilor rome, la Buc, 1942-1944, deportare, umilire,
înfometare, contaminare și exterminare. Este organizată de UN Women în colaborare cu Platforma Femeilor Rome Romni, Coaliția Vocea Romilor, Muzeul Național de Istorie, cu sprijinul financiar al Guvernului Statelor Unite și sunt onorată să o invit pentru un cuvânt de salut pe doamna Laura Ruby, șefa adjunctă a misiunii Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Este o onoare să particip împreună cu dumneavoastră la această comemorare solemnă a romilor uciși la Auschwitz-Birkenau. Suntem mândri să colaborăm cu UN Women în susținerea acestui eveniment. Comunitățile de romi merită tot respectul pentru identitatea, patrimoniul, istoria și limba lor. De asemenea, ei merită că genocidul pe care naziștii l-au comis împotriva lor să fie recunoscut. Această expoziție pune în lumină amploarea depravării determinate de ură și prețul imens impus prin viețile victimilor, dar și ale persoanelor care au supraviețuit din comunitățile lor. Cu toți, trebuie să depunem eforturi pentru a contracara denaturarea și negarea genocidului naziști împotriva romilor, abordând falsificarea, încercările de justificare sau ștergerea intenționată a istoriei. În timp ce comemorăm viețile romilor luate de naziști, Statele Unite reafirmă demnitatea și drepturile omului pentru toți și își reiterează angajamentul de a condamna și contracara rasismul și discriminarea cu care se confruntă etnicii rom și sinți în prezent. Aceasta include refugiații rom care fug de războiul brutal și deliberat al Rusiei în Ucraina, mulți dintre ei fiind adăpostiți de poporul generos al Moldovei. Mulțumesc! Vă mulțumim! Războiul din țara vecină și femeile rome care s-au refugiat din Ucraina aici la noi, în Moldova, au trezit amintiri dureroase în inimile noastre. Au fost momente în care discriminarea a fost la ordinea zilei. Mă bucur că în toată această perioadă am avut un aliat de încredere în persoana reprezentantei de țară UN Women, Moldova, doamna Dominica Stoianoska. Vă rog, doamnă. Mulțumim. Mulțumesc, doamna Elena Sârbu. Bună dimineața tuturor. I will switch to English because my Romanian is not... O să trec la engleză pentru că româna mea nu este îndeajuns de bună pentru a exprima ceea ce vreau să zic. Deci vreau să-mi cer scuze pentru asta. Mă bucur foarte mult că sunt aici cu dumneavoastră în această zi când comemorăm rezoluția Parlamentului European, rezoluția specială, de a comemora, de a ne aduce aminte despre Holocaustul în contextul Uniunii Europene. De asemenea, sunt foarte, foarte mândră de inițiativa doamnei Sârbu și este o zi când ne amintim de suferințele femeilor care au suferit din cauza Holocaustului și este o zi în care noi ne aducem aminte de acest fenomen, dar din perspectiva femeilor și suferințelor prin care au trecut. Toate acele lucruri pe care le
pe care le discutăm astăzi sunt pentru a ne aminti, dar și pentru a ne asigura că nu uităm niciodată și nu vom repeta niciodată aceste evenimente. Femei și fete rome în Republica Moldova continuă să fie un grup vulnerabil. Este vorba de o discriminare în baza etniei, în baza rasei și, bineînțeles, că asta are un impact negativ asupra accesului la tot felul de servicii a acestor femei. Deci se întâmplă asta nu doar în Republica Moldova. Avem, de asemenea, exemple minunate a femeilor rome care au reușit să obțină profesii, să obțină succese mari în profesii, în diverse profesii, dar și în cadrul autorităților publice locale, în calitate de consilieri, dar și ca activiste în comunitățile lor, care au demonstrat că schimbările pot fi făcute. Scopul este de a scopul acestor proiecte este de a îmbunătăți accesul la diferite servicii, la servicii de educație, de medicină. Acum avem o provocare legată de fluxul de refugiați, inclusiv de etnie romă, care au venit din Ucraina în Republica Moldova și aceste persoane, bineînțeles că sunt expuse și altor riscuri în acest context și efectele influențează absolut pe toți, inclusiv și pe bărbați. Noi, la rândul nostru, vrem să continuăm să creștem nivelul de conștientizare despre pericolele discriminării, dar și să oferim susținere acestui grup de persoane și vrem, de asemenea, să ne asigurăm că nu lăsăm pe nimeni în spate. Vrem să continuăm să lucrăm cu dumneavoastră pentru a putea împreună să luptăm cu aceste discriminări, dar de asemenea și să evităm dubla discriminare a persoanelor, a femeilor, în cazul dat, de etnie romă. Vă mulțumesc foarte mult! Organizarea expoziției cu genericul Tragedia Invizibilă a fost o sarcină dificilă, pentru că, aparent, Holocaustul romilor este un fapt istoric cunoscut, însă, încă foarte multe lucruri care au rămas necunoscute publicului și multe lucruri prea dureroase pentru a fi spuse cu glas tare. Sunt onorată că l-am avut alături pe domnul doctor Ion Duminică, care a coordonat această expoziție. Domnul Duminică este conferențiar cercetător în etnologie, cercetător științific, coordonator grupul Etnologia Romilor, Centru de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural. Vă rog, domn Duminică. Mulțumim. Astăzi noi ne aflăm în ziua de 2 august, ziua europeană de comemorare a Holocaustului împotriva romilor în cel de-al doilea război mondial. Pe această cale mulțumesc și eu organizatorilor acestui eveniment, în special organizații internaționale UN Women Moldova, Platforma Femeilor Romi Romni, pentru ideea de a elabora această expoziție, care este inedită în spațiul nostru, pentru că ea se adresează unui grup vulnerabil țintă, anume femeilor romi, care au fost deportate la Bug, în Transnistria, în perioada celui de-al doilea război mondial, 42-44. A numit această expoziție, în primul rând, Tragedia Invizibilă, Holocaust Femeilor Romi la Bug, în Transnistria, 1942-44. De ce tragedie invizibilă? Sunt și eu martor, când am învățat la școală, în manuale de istorie, noi învățăm doar partea glorioasă a unui război, inclusiv partea glorioasă am învățat în cel de-al doilea război mondial. Tragedie invizibilă, atrocitățile prin care au trecut femeile, populația civilă, inclusiv și femeile romi, au fost ascunse. Au fost ascunse de elevi, au fost ascunse de noile, următoarele generații, din perspectiva educației patriotice, pentru că războiul este o faptă glorioasă. Și noi învățam doar actele de eroism a ostașilor, victorile obținute de armata sovietică, dar noi n-am învățat și efectele colaterale acestui război, această tragedie invizibilă, pentru că
populația civilă, femeile rome, când au fost deportate la Bug, majoritatea au murit de foame, viol, boli și umilință. Deci multe au suferit, multe victime au suferit aceste atrocități care au fost ascunse din perspectiva, deci ele au fost ascunse pentru a arăta partea patriotică a unui război. Deci ideea de a organiza această expoziție a fost pe trei compartimente. În primul rând ne-am axat pe 6 testimoniale a supraviețuitoarelor femeilor rome din Republica Moldova. Pe această cale mulțumim Centrul Național al Romilor pentru realizarea filmului documentar în anul 2012. Aici avem 4 testimoniale cu 4 femei rome și 2 testimoniale le-am realizat eu, inclusiv în cadrul cercetărilor de teren. A fost o misiune dificilă pentru că a vorbi cu supraviețuitorii este foarte complicat, pentru că ei, când își amintesc aceste atrocități, cine a să-ți povestească cum a fost violată fiica, sora, deci soția ta, deci este foarte complicat. Și atunci, odată cu amintirea, încep și lacrimile. Și de ce este foarte greu să colectezi aceste testimoniale. Când ați le citiți, multe din ele au o conotație stresantă. Eu înțeleg autorii de manuale școlare care nu doresc să includă aceste testimoniale în manuale școlare pentru a nu stresa copiii. Dar noi dacă spunem să nu se mai repete Holocaustul, să nu se mai repete Never Again, ce să nu se mai repete dacă noi nu cunoaștem ce a fost? Noi nu cunoaștem aceste atrocități. Noi nu știm prin ce au trecut femeile rome în perioada celui de-al doilea război mondial și în general femeile. Pentru că această tragedie invizibilă au suferit majoritatea femeile și copiii. Altă parte sunt fotografiile, deci imagini fotografice care în perioada celui de-al doilea război mondial femeile erau considerate ca pradă de război, ca un trofeu și evident soldații naziști le fotografiau, ulterior ele erau supuse violului, batjocurii, deci pentru asta, pentru ei era un trofeu să fotografieze o femeie romă frumoasă, hai să spunem așa. Dar pentru această femeie, dacă vedeți primul slide, primul exponat, pe fața femeilor se citește, hai să spunem, un mesaj tragic, moartea. Pentru că ele nu mai au cale de întoarcere. Odată ce ele au fost luate din familia lor și au fost violate, conform tradiției romii, ele nu mai pot să se întoarcă înapoi la comunitatea lor. Și atunci majoritatea femeilor rome care au fost deportate la Bug și au fost supuse violului, s-au unicat în acest râu. Noi îl numim râul morții, Bug. Deci, da, în această perioadă, 42-44, la Bug nu au fost lagări de exterminare ca la Auschwitz, nu au fost lagări de cazare, nu au fost împușcături în masă, da? Dar romii așa și-au spus, mai bine și pe noi ne împușcau ca pe evrei, decât să trecem prin ceea ce am trecut noi. Deci noi, femeile romii, deci, este foarte complicat pentru o mamă să vadă cum moare copilul ei de foame, ca să înțelegi. Deci este nemaipomenit să vezi copilul tău moare și tu nu poți să-i dai nimic să mănânce. Aceea, eu mulțumesc pe această cale organizatorilor, pentru că, încă o dată, noi trebuie să cunoaștem acest fenomen, ca el să nu se mai repete, dar nu numai noi cei prezenți la această expoziție. Mesajul meu este și pentru Ministerul Educației, ca să facem acele manuale școlare, ca să includă și partea invizibilă, tragică a unui război. Să nu învățăm război numai din perspectivă patriotică. Și a treilea compartiment a fost sursele de arhivă. Noi vedem că această operațiune a fost făcută în conform ordinilor strict secret, foarte urgent. Practic așa se numește operațiunea strict secretă, foarte urgentă, de a deporta romii în Transnistria în anul, a început la 1 iunie 42, s-a terminat în octombrie și până în 44 romii au murit de foame, frig, viol și boli. În extremitatea estică a Transnistriei, regiune, guvernământul din Transnistria care a fost gestionată de statul român și majoritatea deci au fost cazați anume în extremitatea estică, la Bug. De aceea să numim acest fenomen Holocaustul romilor la Bug. La Bug, pentru că ele, majoritatea după ce au fost violate, anume s-au sinucis, s-au aruncat în acest râu.
Aceea eu doresc participanților la acest eveniment să disemineze această tragedie invizibilă la alți factori, ca noi să, ca să nu se mai repete Holocaustul, noi trebuie să-l cunoaștem. Noi dacă îl ascundem, el se va mai repeta. Și noi avem aceste tragedii și astăzi, în cadrul conflictelor mentale, anume aceste tragedii invizibile pe care suferă femeile rome. Vă mulțumesc! Familii condamnate la sărăcie, rătăcire prin străinătate, fără casă, fără un viitor cert, discriminare și tratament umilitor. Aceasta au trăit romii în cel de-al doilea război mondial și de multe ori istoria părea la un pas să fie repetată după declanșarea războiilor din Ucraina. Încă există discriminare, dar există și conștiința ororilor din trecut care nu trebuie niciodată să se repete. Aș vrea să-l invit pe domnul Dimitri Moruz, director al Agenției Relații Interietnice, cu un cuvânt de salut la expoziția de astăzi. Bună dimineața și vă salut pe toți la acest eveniment. Mă bucur foarte mult să vorbesc anume după domnul Ion Duminică, un lider preeminent a comunității rome. Foarte mult rezonez cu titlul acestei expoziții care sună o tragedie invizibilă. Eu sunt de acord că ea este invizibilă pentru că mereu când vorbim despre Holocaust avem alte conotații, avem foarte multe filme care spun despre și istoriile de succes, și istoriile de ajutor care au parvenit în adresa altora comunități. Și cumva uităm de existența, da, etniei rome în acest sens. Vreau să spun că, din punct de vedere trecutului, o lecție care trebuie învățată este că, cumva, responsabilitatea nu trebuie să o ducă doar partea care a comis acea crimă, da, o ideologie greșită și criminală, dar și indiferența majorității, da, indiferența altora. Și noi, la Agenția Relații Interetnice și în comunitățile, mereu repetăm că ura etnică nu știe etnie concretă. Într-o perioadă ea s-a întâmplat cu o etnie, într-o altă perioadă ea se poate întâmpla și cu alte etnii. Și de aceea, o singură cale de a ne vindica este să ne bazăm discursurile noastre publice pe respect reciproc și să ne învățăm să ne oprim atunci când ne pare că iaca-iaca cunoaștem care este pricina sau care este problema unor părți din societate sau altei. Agenția Relații Interetnice este angajată ca comunitatea romă să aibă un monument de comemorare a victimilor Holocaustului romilor. Încercăm să facem acest lucru mai repede, să sperăm că la anul ne vom întâlni într-o locație deja cu semnificație istorică în fața unui monument edificat. Mulțumesc foarte mult partenerii, mulțumesc foarte mult partea de cercetare care a depus efort și a făcut posibilă această expoziție. Un anunț este că la ora 6:30 seara astăzi la Agenția Relații Interetnice va avea loc proiecție de film documentar Prigoana din Basarabia. Vă invităm cu mare drag și vă mulțumesc! Unul din partenerii noștri care își manifestă interesul de a spori și de a accesa serviciile pentru romi mai ușor este și organizația InterSOS, care mai bine de un an ne sunt alături în gestionarea crizei cu refugiații, cu focusare pe comunitatea romilor, și le invit cu un cuvânt de salut pe domnul Marcos. Good morning.
Bună dimineața! InterSOS activează în Moldova de la începutul războiului din cauza că refugiații veneau și persoane din Ucraina, inclusiv persoane de etnie romă. Deci acesta a fost motivul inițial pentru care am început să oferim asistență și persoanelor de etnie romă. V-aș vrea să spun că prin lucrul cu persoane de etnie romă din Ucraina, am început să colaborăm și cu organizațiile persoanelor de etnie romă din Moldova și în acest an am stabilit o colaborare foarte eficientă cu acestea și astăzi nu mai asistăm doar refugiații de etnie romă, noi suntem aici pentru a oferi asistență întregii comunități rome, atât din Moldova cât și din Ucraina. De aceea ne-am gândit că ar fi important să marcăm această zi. Noi credem că aici, în Moldova, comunitatea romă este o comunitate puternică și eu sunt din Italia. Și în Italia există o comunitate semnificativă de etnie romă și vreau să spun că aici, în Moldova, am văzut că comunitatea romă este mai implicată în dezbateri, în viața publică și acest lucru nu se întâmplă în Italia, vă pot spune din proprie experiență. Noi suntem o organizație care este obișnuită să lucreze cu minorități și încercăm să oferim cât de mult putem acestor comunități. De aceea vrem să fim implicați cât mai mult, vrem să marcăm toate zilele importante pentru această comunitate, vrem să promovăm valoarea acestei comunități pentru întreaga țară. Aici cred că este important să spunem că nu vorbim doar despre o minoritate, ci vorbim despre o comunitate foarte importantă care este prezentă în întreaga Europa. Și această comunitate ne aduce ceva tuturor. De aceea trebuie să colaborăm cu ei. Cred că nu e doar o problemă de protecție, ci și o problemă de a primi din bogăția culturală a populației de etnie romă. Mulțumesc! Familiile voastre sunt astăzi femei care au trăit ororile războiului pe propria piele și totodată păstrează amintirea dramei Holocaustului din cel de-al doilea război mondial. Și aș vrea aici alături de mine pe Ludmila Uglu, refugiată din regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina. Ludmila se va simți mai bine, nu vă spărați, dacă va sta aici copilașul ei în brațe. Ce am auzit? Am auzit despre aceleași lucruri care se întâmplă și acum în Ucraina, în timpul războiului din cauza de Rusia. Persoanele sunt ucise, copiii sunt violați, sunt foarte multe orori care au loc astăzi în Ucraina, la fel cum a fost și în anii 40. Oamenii mureau de foame, persoanele erau violate. Îmi amintesc poveștile pe care mi le spuneau mama, bunica și aceste lucruri ne-au fost transmise și noi astfel păstrăm
vii aceste amintiri, ne amintim de toate aceste orori și sperăm că astfel vom putea pune capăt ororilor de astăzi. Noi, romii, ne simțim la fel ca în 1941. Cum se simte mama dumneavoastră? Mama a murit acum 4 ani, deci nu mai vede ororile de astăzi. Eu nu aș vrea ca nici măcar inamicii mei să sufere, să treacă prin ce se întâmplă acum în Ucraina. Când fugeam din calea rachetelor, era foarte neplăcut. Cum vă simțiți sau cum v-ați simțit când ați venit în Moldova? În acel moment, nu am știut la început pe nimeni, nu știam comunitatea, dar apoi am început să lucrăm cu voluntarii, ei ne-au oferit sprijin, am fost plasați într-un centru de plasament și acum putem să dormim liniștiți. În primele luni ale șederii noastre, după ce am fugit din Ucraina, nu puteam să dormim noaptea. Copilul meu avea 6 luni și se temea foarte mult de sunetele avioanelor. Ce ați vrea să le spuneți persoanelor care vă vor asculta? Nu vă opriți, fiți puternici și opriți acest război. Nu vă fie teamă. Este înfricoșător când vedeți niște rachete și îți dai seama că nu poți să fugi, îți vine să mori. Mulțumesc. La Ludmila pentru cele expuse. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că astăzi ne-ați fost alături de noi, că ați venit la inaugurarea primei expoziții care arată drama femeilor rome în timpul Holocaustului. Această expoziție va fi deschisă la Muzeul Național de Istorie până la data de 23 august, pentru că este important să cunoaștem, să luăm aminte și să avem grijă ca această dramă să rămână doar în istorie. Să nu repetăm ceea ce s-a întâmplat. Până a trece ca să vizitați expoziția dată, invit cu un cuvânt de salut ultimul nostru coleg aliat, domnul Marin Ala, secretar general al coaliției Vocea Romilor. Vă rog. Bună ziua și bine v-am găsit. Pentru noi, 2 august, într-adevăr, este o zi în care trebuie să ne aducem aminte că suntem romi. Pentru noi, 2 august este o zi în care trebuie să ne aducem aminte că există femei, există bărbat, există copii. Pentru noi, 2 august este acel moment în care trebuie să ne aducem aminte că avem totul în viitor de a aduce acele schimbări, nu se repeta greșelile care au fost. Suntem în război, practic. Suntem într-un război actual, ceea ce se întâmplă pentru că în Ucraina, din războiul care este pornit de către Rusia, mor și romi. Femei, copii, rămân fără soț, fără tați. Pentru noi, tânăra generație de romi, este nevoie să conștientizăm acele riscuri de a da posibilitatea ca să nu se repete.
Nu poți fi tolerant și nu poți tolera atunci când lucrurile sunt ghidate de către minți, nu știu cum să le numesc, pentru că nu vreau să găsesc cuvântul care îmi se înrotește în cap, dar minți bolnave, cred că ar spune. Să pornești război, să uciți oameni, să iei femei rome, să-ți bați joc de femeile rome, dar nu numai femeile rome poartă consecința unui război. Dar important, noi să fim treji și să avem o minte trează sub aspectul de a nu repeta aceste greșeli. Mulțumesc, Elena, pentru această expoziție, mulțumesc celor prezenți și să fim vii, să ducem această memorie pentru copiii noștri și să le explicăm să nu se repete această greșeală. Mulțumesc foarte mult! Și eu, la rândul meu, în calitate de președinte a Platformei Femeilor Rome Romni, vreau în primul rând să mulțumesc partenerilor noștri, tuturor celor care au fost implicați activ și au depus efort maxim pentru a realiza această expoziție cu genericul Tragedie Invizibilă. Îmi doresc enorm ca această expoziție să fie de acum încolo pusă în diferite locații, în diferite raioane și sper că asta va fi cu un impact și ne va lăsa o amintire despre ceea ce au trecut în timpul celul de-al doilea război mondial, inclusiv comunitatea femeilor rome. Eu vă mulțumesc și vă mai invit încă o dată pentru a vizita această expoziție. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră.